Se lasă cu scandal din nou? Rămâne de văzut. Laurențiu Rechecamp și Corina Caciuc vor avea încă un copil, deoarece iubita antrenorului este însărcinată din nou. Informația nu a fost confirmată de niciunul dintre viitorii părinți, dar postarea de pe Instagram spune tot, iar Ana Maria Prodan a avut deja prima reacție. Tânăra de 30 de ani, care i-a dăruit tehnicianului un băiețel, a postat de ziua antrenorului pe Instagram o fotografie cu micuțul, împreună cu un tort aniversar. La mulți ani celui mai important bărbat din lume pentru mine. Ești și vei fi mereu eroul meu, a scris Corina Caciuc pe rețelele de socializare. Mesajul a fost însoțit de o fotografie cu micuțul Liam alături de un tort. De asemenea, pe tort este un indiciu că iubita lui Laurențiu Rechecamp este însărcinată. 1 plus 1 egal 4. Mai mult, Corina Caciuc a folosit hashtag-ul Big Brother, ceea ce lasă de înțeles că Laurențiu Rechecamp va deveni din nou tată. Mai mult, și fanii i-au felicitat în comentarii. Laurențiu Rechecamp trăiește de 3 ani o poveste de dragoste cu Corina Caciuc. A întâlnit-o pe tânăra originară din Deva, încă din perioada în care era căsătorit cu Ana Maria Prodan. A urmat un scandal uriaș, dar antrenorul a rămas alături de femeia care i-a dăruit al treilea băiat. Ana Maria Prodan a avut și ea o primă reacție față de această veste care a luat cu asalt internetul, ce a transmis impresarea viitorului tătic, dar și iubitei acestuia. Să fie fericiți! Să-i dea Dumnezeu tot binele din lume! Noi urăm tot ce este mai frumos pe pământ, a transmis Ana Maria Prodan în exclusivitate pentru Playtech Știri. Fosta soția lui Rechecamp, Ana Maria Prodan, și-a refăcut de curând celebrul tatuaj de pe spate, în care apărea și chipul fostului soț. Acum, în locul lui Reghe, apar 3 trandafiri, după cum se poate vedea. Cu ocazia zilei de naștere a antrenorului, Ana Maria Prodan i-a transmis acestuia un mesaj. Impresarea a ținut să-i ureze fostului soț multă baftă. Ana Maria Prodan pare că a îngropat acum securea războiului și are numai gânduri bune față de fostul soț, căruia îi dorește să-și crească frumos copiii. Îi ură multă baftă, să-i dea Dumnezeu sănătate să poată să-și crească copiii, fericire și tot ce e mai frumos pe pământ, a declarat vedeta. Anul trecut, Corina Caciuc a vorbit despre relația cu Laurențiu Rechecamp. Noi, oamenii, suntem supuși schimbării. Dacă dumneavoastră considerați că eu m-am schimbat spectaculos în ultimul timp, probabil că are legătură cu transformările interioare. Sunt fericită, foarte fericită, iar această fericire cred că răzbate spectaculos, cum ați afirmat, și la exterior. Eu mă bucur de iubirea la care sunt părtașă și le doresc și altora să trăiască asemenea povești intense, a spus atunci Corina Caciuc. Nu uitați să dați like și abonare pentru a mai vedea alte materiale de acest gen.